Hei, salut, salut! În video de astăzi vreau să vă prezint duba mea, care m-am decis să o vând, deoarece vreau să o schimb, mai bine zis, sau am de gând să-mi cumpăr o autorulotă. Și ca atare trebuie să mă despart de ea, deși nu aș vrea, dar asta este, facem loc la ceva, să primim altceva. Este vorba de un Fiat Ducato, an fabricație 2007, e un motor de 2.3 producție Iveco, motiv pentru care am și cumpărat această dubă, pentru motorul ăsta care e foarte bun, foarte rezistent, de 120 de cai, variantă Common Rail, nu am avut niciodată probleme cu el, nici nu am făcut eu foarte mulți kilometri, dar în afară de consumabile, ulei, filtrul de aer, filtrul de motorină, nu am schimbat nimic pe partea asta de mecanică motor. În schimb, am mai schimbat ulei de servo. O să vă pun la dispoziție videourile format tutorial care le-am pe canalul meu și operațiuni care le-am făcut la această auto utilitară. Pentru cei care o vor cumpăra sau pentru cei care au ceva asemănător și nu știu cum să facă, le găsesc pe canal. Și în timpul povestirii am să vă pun din fiecare filmulețe, bucăți, ca să vedeți despre ce a fost vorba și cum s-a schimbat, s-au înlocuit cele necesare. Nu neapărat necesare, o mare parte din ele le-am făcut și în interes de a crea conținut pe canalul meu de YouTube, dar și să știu că sunt noi, sunt făcute și să nu îmi creeze vreodată probleme pe parcurs. Ca și parte de bord am computer de bord, la care puteți selecta consum instant, range, așa mai departe, știți voi. Dacă tot veni vorba de consum, unul mix e undeva la 7 litri, 7 și ceva. Probabil tot puteți scoate și mai bine sau de îndată ce e încărcat maxim, cred că se duce undeva la 8,5, ceva de genul. Maxim înseamnă, cred că și 2 tone. Faruri reglabile. Nu mai știu exact dacă sunt cu lupă sau nu, dar o să ajungem și acolo. Geamuri electrice, închidere centralizată pe cheie, 6 trepte, o cutie cu 6 trepte foarte bună, să știți că pe autostradă la 120-125 de km pe oră turația undeva sub 2500 de ture, deci se merge la consum la 130 km pe oră. Climatronic, un amănunt foarte important și real că clima este funcțională, proiectoare ceață, închidere, deschidere, după cum am spus, un CD player LG cu ecran, nu știu dacă asta e important la această utilitară sau probabil pentru cei care vă place mult muzica. Aici un bord, era să zic birou. Aici încă un spațiu de depozitare. Aici la fel cu frigider. Dacă porniți clima sau aveți și aveți o sticlă de apă sau un sandwich sau ceva, o să-l țină rece. În partea de sus lumini, indicatorul de la senzorii de parcare spate. Aici am montat un voltmetru, o priză, deoarece aici țin stația. Și altceva, ce să vă mai zic? Haideți să vedem la exterior, la motor. Pe sub am să vă arăt, dacă așteptați până la final, am să vă spun și de ce vă arăt pe sub.
a fost izolată și verificată periodic ca să combatem rugina. Probabil că știți că deja la modelele noi rugina își face de cap, cel puțin la auto-utilitare, și așa că scap mai ieftin dacă o previi și combați această problemă. Haideți să vedem ce apare. Da, ce vreau să vă mai spun, tapiseria nu are rupturi sau găuri de țigară sau așa ceva. Aici avem o cotieră cu reglaj, o măsuță, cred că e asta sau... În fine, scaunul șofer are diferite reglaje, frâna de mână. Aici mai e ceva spațiu de depozitare. În partea aceea, acolo, undeva e kitul de pană. Deci eu circul cu dubla, cu duba asta zilnic, am tot felul de lucruri personale. Niște oglinzi mari, foarte bune în trafic, cu semnalizări vizibile. A, uite că nu sunt cu lupă, cred că am făcut confuzie cu Mercedes. Vopseaua arată bine. Proiectoare, după cum v-am spus, gume bune, perechi toate patru. Pragurile au fost schimbate acum 2 ani de fostul proprietar, dar au apărut și puncte de rugină în unele locuri. Mai exact, s-a umflat vopseaua, dar nu-i vorba de putregai sau știu eu ce. Ce ar trebui să vă spun de fostul proprietar este că au avut o de nouă din Spania, cumpărată în leasing. Mi-a spus că plătea undeva la 560 de euro rată la ea. Eu am de vreo 2 ani. Am adus-o din Suceava, de la domnul Radu, care, după cum am spus, o are de nouă. Dacă vreți, vă pun la dispoziție și numărul lui de contact dacă aveți alte întrebări referitoare la istoric. Dacă tot veni vorba de istoric, am să vă pun la dispoziție și serie de șasiu, să puteți verifica istoric cu ei, ca și kilometri sau ITP-uri și așa mai departe. Pe sub a fost dată cu terosol și cu 2 straturi de vazelină. Chiar și pe aici, unde am văzut ceva umflătură sau ceva suspect, cum ar fi atac de rugină, imediat am acționat cu vazelina. De înlocuit, am schimbat de curând o flanșă telescop pe partea stângă, arcuri bune, telescope nu sunt curse, frâne bune. Chiar de 2 zile am înlocuit pe spate plăcuțele de frână, grestat, verificat etriere, verificat frână de mână, cabluri, frână de mână, discurile nu sunt ovalizate sau bătăi, vibrații în volan, gume fără bolfe. Deci ca și frânare e ok, mașina pornește. Am primit de la fostul proprietar, de la domnul Radu din Suceava, o agendă în care și-a scris toate intervențiile care au fost făcute la această utilitară. Chiar și de vreo 5, 6, 7.000 de kilometri, nu știu exact, a fost înlocuită distribuție și pompă de apă, adică tot kitul de distribuție. Kilometrii se pot dovedi cu facturi. A fost înlocuit în Germania kitul de ambreiaj, asta cred că la 170 și ceva de mii de kilometri, acum are 303.000. Mașina pornește oricând, funcționează bine, trage bine, nu gazează, nicio problemă. Am să vă arăt și zona de cargo. Ușile se deschid în 2 poziții.
Dacă luăm așa dimensiunile interioare, ca lungime sunt 3 metri, nu știu exact, dar am să vă pun la dispoziție în descrierea anunțului. Nu mă prea descurc cu o mână, dar... Ok, așa. Asta e poziția 2 la ușă. Eu ca și greutate nu am cărat cu această utilitară decât bunuri personale, cum ar fi barcă, caiace. Dacă vezi, încă mai am acolo vesele de salvare. Uleiuri să folosiți doar de calitate Lichimoil. Am acolo o jumătate de litru care a rămas de la ultimul schimb. Motociclete, am mai cărat câteva cu ea. Deci maxim 500 de kilograme dacă am cărat eu. Acolo jos am montat un voltmetru, o priză de 12V și o priză cu 2 USB-uri de încărcare telefon. Deoarece în zona aia undeva în stânga îmi ținea în lada frigorifică. Spațiul este curat, după cum bine se vede. Podea din lemn, astea mi-i scârligile de ancorare și astea le-am ridicat ca să văd să nu ascundă ceva probleme sub ea la tablă, cum ar fi tabla atacată de rugină și să mă trezesc că am ceva găuri sau cine și ceva fi în viitor. Am și video cu intervenția asta, dacă vreți să vă uitați pe canal, găsiți aproape tot despre această dubă. Ca și lucruri importante mă refer. Acolo sus găsim un spațiu de depozitare foarte bun. Am să vă arăt și la motor și cum pornește și cum se aude și tot. De aici se deschide capota. Deci se vede că nu l-am spălat, nu l-am pregătit. Iar ce vroiam să vă zic, nu știu dacă e o problemă de producție sau de fabricație, mai bine zis. Iarna se încălzește destul de greu motorul ăsta. Încă nu am ajuns în situația în care să acopăr grila cu cartone sau mai știu eu ce. Suspectam că vinovat ar fi termostatul, am schimbat cu unul nou original, dar problema este neschimbată, deci înseamnă că a fost ceva normal. Vi-l dau și acela termostat, este bun, probabil va fi de folos. Totodată a fost înlocuit și antigelul, lichidul de servo, după cum v-am spus, ulei din cutie. Am să ridic și capacul ăsta să vedeți ce se află aici. Nu curg injectoare sau nu știu eu ce. Deși era să mă prăjesc un pic la mână. Aici filtrul de aer, debimetru. Mă gândeam că EGR-ul este înfundat sau blocat sau mai știu ce problemă apar pe la EGR. L-am dus, a dat cineva jos și nicio problemă, nici măcar ca la mine nu a avut pe el. Vă fac și o pornire să vedeți cum pornește, cum se aude. Măcar vibrații nu are motorul, trepidații. Am să pun camera aici să mai fac și o pornire de aici să vedeți cum se aude sau cum pornește.
Deci se vede că fum zero. Ce a fost neapărat și necesar de înlocuit la tuba asta, singur lucru, antirule și o protecție disc de frână, o tablă de 15 cm care am fost nevoit să o import din Cehia, singurul loc unde care s-a găsit, și a fost undeva 150 de lei. Altceva, burdufe planetară la tripodă, totodată le-am gresat. Coliere noi, acolo nu vor mai fi probleme. Senzorii funcționează. Și diferite verigi de ancorare le-am montat pentru că mi erau necesare de legat bicicleta sau caiacele. Am mai fost pe la munte, la râu cu ea. Deci cam în genul ăsta de exploatare a fost de când e la mine marfă. Nu am cărat că nu am ce. Aș fi vrut probabil să car dacă aveam ce, dar motociclete, biciclete, barcă, caiace și cam atât. Ce vreau să vă mai zic, în afară de tamponele de poliuretan, adică supra-sarcină, tampon supra-sarcină, dacă nu mă înșel, așa se numesc, și ele au fost înlocuite. Și am tras jos toate plasticurile alea și în fiecare gaură cât am putut de adânc sau de mult cu compresor cu butelie și pe insulat am introdus vazelină și în fiecare stâlp la fel și în fiecare gaură, chiar și până undeva acolo sus, am băgat bucăți de pâslă grosă, așa undeva la un centimetru jumate pentru insonorizare. Deci nu nici parcă sunteți cu mașină mică când mergeți cu duba. Reglarea ușilor se face foarte bine gândit cu ajutorul acestor tampoane și acestor reglaje de aluminiu sus și jos. Și aceasta la fel, în care practic se blochează ușile și nu mai există vibrații în care se audă zornăit sau ca badogul după tine, să-i spun așa. Deci parcă mergeți cu mașină mică, mașină normală. Puteți merge și la distanțe lungi. Eu am fost cu ea, am călătorit cu ea, cel puțin prin țară. Altceva, nu știu ce să vă mai zic. Prețul să fie unul corect. Negociere în mare măsură, nu. Duba este bună, dacă era gunoi și așa, probabil aș fi negociat mult sau aș fi vrut să mă scap repede de ea, dar într-un fel nici nu mă încurcă. Și cine vrea să vină să o vadă, poate să vină cu toată siguranța că nu se plimbă pe drum degeaba și când ajunge aici e vorba de altceva. Duba este bună, mergem unde vreți voi, la orice test, la orice vreți voi, ne dăm cu ea, ne facem ce credeți că e mai bine pentru voi. Am să vă pun la dispoziție și video de care vă povesteam la început, legat de cum arată sub și motivul pentru care eu am făcut acest video și de ce am spus că puteți să veniți liniștit de orice colț al țării, pentru că nu-mi bag joc de nimeni. Eu am spățit cu lucruri de genul ăsta și știu ce înseamnă să te plimbi pe povești și când ajungi acolo să fie altceva. Am urcat-o și pe rampă să vă arăt în ce constă un strat de vazelină, adică două straturi de vazelină, un strat de terosol înainte, un strat de vazelină lica și încă unul de vazelină agricolă. Deci se poate vedea că vazelina încă e foarte moale, chiar și după un an jumate.
rugină nu există. Praguri ok. Motorul nu are scurgeri de ulei sau motorină sau mai știu eu ce ar putea curge din el. Acolo se pot vedea antirulele care au fost schimbate recent. Burduful planetar. Aici am o toba. Tamponele astea au fost înlocuite la frâne, încă un șurub nou care îl dă la kitul de plăcuțe și tablele culisante, arpule de arț sunt ok, telescope nu curg. Am fost, înainte să iau duba asta, am tot umblat după una, după alta, să găsesc una bună și vorbisem cu cineva la telefon din Bistrița. Dom'le, bună duba, da, pui, perfecte, rugina are un 2-3 puncte. Credeți-mă că m-am dus până acolo și atunci a apărut proprietarul cu duba la locul de întâlnire și nu am așteptat nici să mai cobor de la volan. M-am aplicat să mă uit sub ea și spânzurau table, bucăți de tablă, așa la 20-30 cm. Aici dacă a fost prevenit cu izolație și s-a făcut la timp, cel puțin la mine în fiecare an am dat cu vazeline. Adică în fiecare an, am dat-o de două ori deja. Bun. Deci cam asta este duba, dacă vă place și vreți să veniți să o vedeți sau să-i facem probă, mă puteți suna la numărul afișat mai sus sau la cel din anunț, fiind același, stabilim o întâlnire de comun acord și ce să zic altceva, să o folosiți sănătos, dacă e, hai că ne auzim, ceau!